Partidului Național Liberal și ale României au fost și vor fi profund legate. În acest moment, Partidul Național Liberal are o mare responsabilitate față de țară, fiind la guvernare, și trebuie să confirmăm acest lucru față de fiecare român, indiferent de opțiunea de vot pe care au avut-o în urmă cu câțiva ani. Partidul Național Liberal ia măsuri corecte la guvernare, dar avem nevoie de o resetare la nivel politic pentru a putea crește cota de încredere în rândul românilor. Partidul Național Liberal a ales să meargă într-o alianță mai mare și mai stabilă pentru a guverna această țară, pentru a trece România prin cea mai grea perioadă a ultimilor ani. În actualul context global, nu ne permitem soluții provizorii sau de tranziție. Suntem la guvernare și, credeți-mă, nu este deloc simplu să guvernezi într-un context intern și internațional extrem, extrem de complicat. Dar actul guvernării trebuie să ne întărească și să se reflecte pozitiv în imaginea partidului nostru. Indiferent de greșelile sau de problemele cu care ne-am confruntat în partid, nu putem lăsa România în acest moment strategic fără un leadership adecvat. Partidul Național Liberal are vocația bunei guvernări. Este un partid viu care se hrănește din dezbateri, fiind mereu conectat la membrii săi și la comunitate. Am încredere că vom construi în continuare și vom face ce trebuie făcut pentru binele Partidului Național Liberal și al românilor. Pentru că Partidul Național Liberal nu este doar partidul membrilor și simpatizanților săi, ci este liderul întregii drepte din România. Cred că cea mai mare greșeală a unui om politic cu responsabilități de conducere este să lase în planul 2 munca de partid. Să uite de baza partidului, să neglijeze problemele și propunerile venite de jos în sus. Noi trebuie să fim conștienți că avem două joburi care de multe ori se întrepătrund. Fie că vorbim în plan local, fie că vorbim de guvernare în plan central, este obligatoriu să nu neglijăm activitatea și nevoile partidului. Liberalii sunt oameni care construiesc pas cu pas. Știm foarte bine ce înseamnă munca politică la firul ierbii, când ești în contact, în primul rând, cu membrii tăi și cu electoratul. Cum la fel de bine știm ce înseamnă să fim în aparatul guvernamental și să-ți exerciți mandatul. Avem oameni valoroși în toate eșaloanele. Sunt oameni dedicați, cu expertiză, care pot contribui cu ideile lor la o guvernare eficientă. Ei trebuie să fie cooptați și stimulați.